De ziua națională, cel mai mare steag din județul Hunedoara va flutura în Valea Jiului la Aninoasa, în intersecția de la intrarea pe defileul Jiului. Ideea catargului înalt și a drapelului uriaș a pornit de aici, iar oamenii de bine din zonă au pus umăr la umăr pentru înfăptuirea ei. Catargul greu de 3 tone și înalt de 24 de metri a fost montat acum o săptămână în scoarul intersecției, iar astăzi, în zi de mare sărbătoare creștină, și cu o zi înainte de 1 decembrie, tricolorul de o suprafață de 54 de metri pătrați a fost ridicat pentru ca mâine, când România împlinește 100 de ani, să fluture falnic. Da, putem să spunem că e un vis împlinit. Am vrut să marcăm cumva centenarul, adică 100 de ani de la reîntregirea națională, și am zis să facem acest catar și nu e întâmplător chiar aici, în acest loc, la Iscroni. În primul rând pentru că aici, în acest loc, se întâlnesc cele două jiuri, jiul românesc cu jiul ardelenesc, și de aici merg împreună ca frații în jos spre regat. Nu? De fapt, în primul rând, prin ridicarea acestui catarg, clubul Rotary, membrii clubului Rotary, oamenii de afaceri din Valea Jiului care au participat la... au contribuit pentru a se face această măreață lucrare. Ne-am gândit în primul rând să, cum v-am spus, să marcăm cei 100 de ani, dar totodată ne-am gândit că cei care trec pe aici, mii de oameni care trec, pentru o clipă se vor gândi că sunt români. Și totodată am vrut să marcăm, să se știe pentru totdeauna că aici a fost, este și va fi pământ românesc. Și când zic a fost, mă gândesc la cei peste 7000 de ani de continuitate aici în Valea Jiului. Mă bucur că în Valea Jiului această asociație, Asociația Rotary, și cu niște oameni de bine au putut face ca în prag de 1 decembrie să ridice acest catarg. Eu cred că chiar nu este nimic în afară, în sensul că unde este amplasat acest catarg? La intrarea în Transilvania veche, și chiar după amiază mă voi întâlni cu niște ziariști din lumea întreagă, în care și ei vor veni și vor vedea exact ce au făcut acești oameni de bine din Valea Jiului. Le mulțumesc pentru ceea ce au făcut și arată încă o dată că niște oameni de bine și o asociație pot face mai mult ca o instituție a statului. Catargul arborat astăzi este primul din județul Hunedoara de această dimensiune. Sala Spiru Hareta Inspectoratului Școlar Județean a găzduit ședința solemnă a Colegiului Prefectural dedicată sărbătoririi centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Cei prezenți au vorbit despre însemnătatea momentului. România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Astăzi, societatea noastră se bucură de libertate, democrație și pace, iar România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Acestea au fost dobândite prin efortul și sacrificiul generațiilor anterioare, pe care le vom cinsti întotdeauna. Pe sângele și oasele lor, pe suferința, visurile și speranțele lor, se sprijină ferm și de neclintit România de astăzi. La ședința solemnă au fost prezente și în alte fețe bisericești care au transmis gândurile lor despre unire. Pentru a suta oară, noi românii prăstuim împreună Mărețul A. Coalizați într-un mare stat românesc. După ce sute de ani am fost
împrăștiați în multe alte românii mai mici, microstructuri politice fragile, prin unificarea cărora s-a realizat România Mare. În limbajul medieval, când valahii spuneau țară românească, nu se refereau doar la Muntenia, ci și la toate ținuturile în care locuiau români. O adevărată hartă etnică a românilor de pretutindeni, chiar dacă aceste ținuturi erau sub dominație străină, ca parte a unor mari imperii, noi tot țară românească denumeam, adică ținutul locuit și de valahi. Pentru unii dintre cei prezenți, ziua în care a fost organizată ședința solemnă, cea de 29 noiembrie, a avut și o altă însemnătate. Mă bucur să ne întâlnim astăzi, cu doar două zile înainte de cea mai mare sărbătoare a românilor, un veac de la Marea Unire. Astăzi este o zi importantă și pentru mine. Se împlinește exact un an de când am depus jurământul de primar. În 1 decembrie este o zi de sărbătoare pentru toți românii. În acest an sărbătorim nu doar Ziua Națională a României, ci și 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Dorința de libertate, unitate, valorile și idealurile pentru care au luptat înaintașii noștri au adunat românii sub același steag. Să rămânem uniți, demni și curajoși, să cinstim memoria celor care au căzut pe câmpurile de luptă din dragoste față de țara lor. Să ne gândim în acest moment de mare satisfacție pentru poporul român la toate lucrurile care ne unesc. Dar personajul central al evenimentului a fost Ștefan Moș, celebrul cioban din Valea Jiului, omul de o vârstă cu centenarul, adică 100 de ani. Rog pe toți românii să le ajute Dumnezeu să le dea o înțelepciune și o înțelegere unii cu alții. Ca România a fost o Românie mică și a făcut o Românie mare. Că s-au adunat din toate părțile, moldoveni, ardeleni, bănățeni și s-au unit tot și a făcut România mare. Așa aș dori și eu la ora actuală, la etatea mea, la 100 de ani, să văd odată înțelegere toți românii cum au fost acum 100 de ani. Cu înțelepciunea sa proverbială, Nea Ștefan a transmis și un mesaj de substrat către politicieni. Că moșiile astea ni le-a dăruit Dumnezeu să le folosim, să le lăsăm curate copiilor noștri, nepoților noștri, nu cu supărări, cu murdării, cu că bunăoară țăranul are doi boi, îi pune la cap, unul trage în stânga, ăla trage în dreapta, pune, trage în calul și îi dăm prăpate cu roatele la deal. Și eu n-aș dori ca România noastră să afle de aia. Și n-aș dori niciodată. Și mă rog lui Dumnezeu să le ajute la conducătorii țării românești să se poată uni, să plecăm pe o cale bună și dreaptă. La finalul discursului său, pe care l-a ținut stând în picioare, în ciuda vârstei sale de 101 ani, Ștefan Gros a fost aplaudat la scenă deschisă de către toți cei prezenți. Vremea ține cu iubitorii muntelui și a sporturilor de iarnă. Temperaturile cu mult sub 0 grade Celsius înregistrate zilele acestea în Valea Jiului sunt prielnice pentru a deschide oficial sezonul de schi în Straja. Astfel, sâmbătă și duminică în stațiune vor funcționa telegondola, pârtia Platoul Soarelui și, în funcție de evoluția vremii, vor fi deschise și pârtia Constantinescu și pârtia Sfântul Gheorghe. La munte a nins destul, însă stratul depus, insuficient momentan, este completat de zăpadă artificială produsă cu ajutorul tunurilor de zăpadă. Stațiunea Muntană Straja a devenit în ultimii ani tot mai căutată de turiști pentru pârtile asemănătoare cu cele din Austria.
În stațiune sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare echipată cu instalație de transport pe cablu. 5 dintre acestea beneficiază și de instalație de nocturnă, făcând astfel posibilă utilizarea pârtilor până seara târziu. Anul trecut la Straja a mai fost inaugurat un nou telescaun în locul telescaunului 2, iar în sezonul 2018-2019 în stațiune au fost făcute noi investiții. Cea mai importantă dintre acestea este cea a telescaunului cu 4 locuri care pornește din zona Crucii și urcă până spre finalul pârtiei Mutu. Iubitorii ai muntelui, sunteți așteptați la Straja pentru clipe de neuitat! Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vor primi bani în plus în ultima lună a anului. Decizia a fost luată în ședința mixtă ce a avut loc miercuri după masă. Suma a fost negociată dur ore în șir. Reprezentanții administrației și sindicaliștii au discutat aproape 4 ore, dar la final de câștigat au avut angajații. Concluzia discuțiilor, fiecare miner va primi către 700 de lei din economia la fondul de salarii. S-a ajuns la 2 zile suplimentare, 2 zile în plus la norma lunii decembrie. Se vor plăti cu 2 zile în plus și 700 de lei net în economia la fondul de salarii se va acorda în luna aceasta. Restul, ce va mai rămâne când se închide luna în ianuarie, vedem ce economie va rămâne și, bineînțeles, vedem cum o vom distribui. Suma a fost prevăzută într-un protocol încheiat între administrație și sindicate. Energeticienii și minerii, inițial s-a vrut ca doar pe partea minieră să plătească 2 zile suplimentare pentru activitatea minieră și 3 zile suplimentare pentru cei de la livrări. Și restul energeticienii o să nu primească nimic privind aceste zile suplimentare. Și nu am fost de acord, a fost un scandal nostru acolo până am convins și colegii și administrația că și energeticienii trebuie să primească. Angajații vor primi încă o diferență din economia ce se va calcula la sfârșitul anului, însă respectivele sume vor fi acordate în luna ianuarie. Liderul pro-România trage un semnal de alarmă în privința complexului energetic Oltenia. Victor Ponta susține că soarta complexului depinde de cele 200 de milioane de euro. Nu s-au cumpărat certificatele de CO2. E vorba de, în acest moment, de vreo 200 de milioane de euro pe care n-au de unde să-i primească. Și e vorba de legislație europeană. Nu poți să schimbi legea românească să faci ceva. Pe legislație europeană, știți foarte bine, la 1 mai se retrage autorizația de mediu și, practic, trebuie să oprești compania energetică. Am tot spus tot anul. Toată lumea a ridicat din numere, toată lumea mi-a dat dreptate și nimeni n-a făcut nimic. Și nu înțeleg această pasivitate a celor care ar trebui să ia măsuri. Vin, spun că e tot în regulă, după aceea dacă îi întrebați în particular, vă spun că nu e în regulă, dar nu știu ce să facă. Și timpul trece, deja e foarte, foarte târziu. Repet, la 1 mai să rămâne fără autorizație de mediu și deși toată lumea zice că nu se poate, ba se poate. De fapt, asta se va întâmpla. Și îmi pare rău, o spun încă o dată, că după 7 ani iarăși suntem cu compania și cu județul pe marginea prăpastiei. Fostul premier acuză că în loc să fie ajutată, compania este căpușată. Nu înțeleg asta, pasivitatea legată de ceva ce se întâmplă peste 5 luni. Bănuiesc că nu o să se întâmple, nu o să ia măsuri de Crăciun, dar anul viitor care e soluția? Unde se găsesc cei 200 de milioane de euro pentru certificate? Nu poți să-i dai de la buget pentru că este ajutor de stat. Este exclus. După cum probabil știți, e mai puțin important pentru Gorj. Dar știți foarte bine că deja compania energetică Hunedoara are de dat înapoi 60 de milioane de euro, este în insolvență, urmează să intre în lichidare. Deci distrugem tot ce înseamnă energie pe cărbune și nu interesează pe nimeni. Domnul ministru Anton trăiește în lumea domniei sale, iar cei de pe aici se mai bat să mai ia niște contracte de la muribund, în loc să se gândească totuși cum fac să salveze ceva ce moare peste 5 luni.
Bine, băi, oameni buni, voi vă bateți cine stă la geam când se prăbușește avionul? Nu vreți totuși să vă bateți să salvați lucrurile? Uniunea Europeană a introdus prin directiva 87 din 2003 o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, un mecanism de reducere a emisiilor care se bazează pe principiul limitare-tranzacționare.